O nouă serie de bilete de tratament a fost pusă la dispoziția pensionarilor care doresc să se cazeze în stațiunile balneare din România. Casa Județeană de Pensii Sălaj informează pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii că are disponibile 140 de bilete. Casa Județeană de Pensii anunță pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii care vor să urmeze tratament într-o stațiune balneară care are la dispoziție 140 de bilete. Aceștia pot alege biletele în băile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Căciulata, Felix, Herculane, Mangalia, Moneasa, Saturn, Turda, Tâșnad și Vatra Dornei cu începere din 28.07.2024 până pe 31.07.2024. Cei interesați pot depune cerere la Casa de Pensii și pot ridica biletele până la data de 15.07.2024, iar vineri între orele 8 și 13. De asemenea, în ceea ce privește redistribuirea biletelor de tratament pentru seria 11, alocate și neridicate de către persoanele care au fost în repartiție, în funcție de punctajul obținut în urma depunerii cererii, se va ridica în perioada 16-17 iulie. Biletele de tratament sunt pentru un sejur de 16 zile. Ele includ cazarea 3 mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Un sejur de 16 zile, care include tratament și cazare în cele mai populare stațiuni din România, costă aproape 3.000 de lei. Documentele se pot depune la casele de pensii județene de care aparține fiecare pensionar. Tot acolo puteți verifica dacă mai sunt locuri disponibile. Pensionarii interesați pot ridica biletul în data de 19 iulie 2024, conform planificării, care este anunțată telefonic fiecărui beneficiar. Au mai rămas 11 bilete pentru care nu au fost făcute solicitări în stațiunile Buziaș, 5 locuri, Ocna-Șugatag, 1 loc și St. George, 5 locuri. Relatează click.ro.